Măi, colegi din izolare, vă dau iarăși salutare, dar de data asta o salutare așa scurtă, că vine weekendul și vă las cu treburile voastre. Vă las să vă organizați, că e weekendul dinaintea furtunii, weekendul dinaintea zilei de 15 mai, când nu e așa, va fi zi națională. Zi națională, că după aia, din 16 încolo, totul reintră normal. Ha, credeți asta? Eu nu cred. Dar să fim optimiști și încep prin a saluta pe cetățenii din comuna Poienile sub Munte, din Maramureș, care ce au făcut ei? Au ieșit în drum și au oprit un transport ilegal de lemne. Felicitări, așa se face. Numai așa putem. Dacă ieșim în stradă, dacă stăm în fața lor, dacă îi blocăm pe nesimțiți, că ăștia cu legile, vai și amar de capul nostru. Izolare. Cuvântul mileniului, izolare. Toți dorim să ieșim din izolare. S-a găsit un deștept care vrea să intre în izolare. De fapt, o și intrat. Îl știți pe Viorel Cataramă? Ăla cu privirea așa, nu știi din ce parte să-l iei. Săracul nu a avut niciun succes în politică, dar au avut în schimb succes la bani și la femei. Dar tot îi trebuie notorietate. Ce-o făcut ieri? S-a dus undeva în Ialomița, într-o comunitate de romi care au COVID și s-au îmbrățișat cu ei. Să ia el virusul COVID, să meargă să stea 2 săptămâni, 14 zile acasă, să arate lumii că el nu se poate infecta. Apoi și de să infectează, eu aș zice să nu-l primească la spital, fără o sumă bună. S-a dus, s-a îmbrățișat Cataramă cu pirandele. Bineînțeles că după această întâlnire, când a plecat din localitate, era numai Viorel, fără Cataramă. Viorel. Păi ăsta e un fel de Viorel fără vulpiță. Eu cred că o făcut manevra asta numai și numai ca să scape de nevastă. Să stea el 2 săptămâni undeva, nu comentăm. Nu comentăm. Toți dorim să ieșim din izolare, să mergem, să vedem, să facem, să dregem. Rareș Bogdan dorește redeschiderea mănăstirilor. Simte nevoia să se roage într-o mănăstire. Mă, câtă ipocrizie! Îl și văd pe Rareș Bogdan când se deschid mănăstirile, cum își pune tricolorul la gât, 3 lacrimi false aici și intră în tinda mănăstirii, intră acolo în pronaos și începe să se roage fierbinte pentru sănătate, pentru cele bune sfintei României și pentru demiterea lui Ludovic Orban. Ăsta Rareș Bogdan, cu bunul Dumnezeu, cu diaspora, cu neamul meu, au ajuns dita mai europarlamentar, domnule. Și acum zice că trebuie să meargă în mănăstiri. Să se roage. Nu mai poate dacă nu sunt mănăstiri. Acasă nu se știe ruga, numai în mănăstiri. Ok, poate o ia și pe fină sa. O știți pe fină sa aia măricică, marică, mai... O știți voi pe fină sa. Poate o ia cu el la mănăstire. Să-i citească un acatist, să-i dea canon, să scoată prosoapele din... Și după aia să-i cânte Rareș. Spune-mi, fină, ce să fac? Că eu bine cu tine mă împac. Asta e. Se deschid în schimb galeriile de artă. Uite, un lucru bun. Intri într-o galerie de artă și vezi lucrările din anii ăștia. Nu mai poți face deosebire între operele de artă și cuier. Extraordinar. Dar restaurantele, când le deschideți, mă, când le deschideți, că mi-dor de o ciorbă de burtă. Nu mi-dor, că o făcut alaltă, el soacra, din conserve. E bună și așa. Mi dor să las un bacșiș gras chelnerului care să uită așa la mine. Numai atâta, mă. Nu mi dor. Dar mi dor să mergem la restaurante, să stăm un pic la povești cu prietenii, așa la 2-3 metri, să ne facem poze, să le punem pe Facebook, pe Insta. Mi dor. Că uite, ieri în Cluj-Napoca s-a deschis un restaurant. S-a deschis, vorba vine, un pic s-a deschis. Că pe când se comande clienții felul principal, pac poliția. Cum ar veni, poliția a căzut ca musca în zamă peste patron și clienți. Bineînțeles că s-au închis localul, dosar penal, alea, alea. Vedeți, odată în viață, vorba Iulianei Tudor, odată în viață, odată în viață încercăm să fim și noi ardelenii primii, că știți bancurile alea, că suntem ultimii codași când ne prindem greu. Odată în viață am încercat să furăm și noi startul, dosar penal. Da, se vor deschide toate cu timpul, numai bani. Numai bani să avem. Adaptabilitate. Și ăsta e un cuvânt acum tare folosit. În Statele Unite ale Americii, în America lui Trump, un club de masaj, un club de striptease s-a reprofilat. Ori închis localul și l-au transformat în delivery, de ăsta de mâncare. De delivery. Mâncare livrată la domiciliu. Dar cine o livrează? Fostele angajate, domnișoarele stripteuze, practic e striptease to go. De ce?
Tu comanzi mâncarea, ele ți-o duc acasă și îți trag și un dans la bar. Îți dai seama când comanzi acolo. Da, ketchup, da, sos, da. Și nu uita să-ți aduci uleiul, să-ți ungi bara. Apropo de bare de astea, ieri prin casă, soacră mea, celebra soacră mea, cam nervoasă, cam sătulă, bombănea singură, adunea jucăriile după copii. Și aud la un moment dat că ea nu mai rezistă, bineînțeles, vorbea mai în surdină, că vrea să plece la Hajongar, la Temetiu, vrea să plece la cimitir. Și dracu m-a pus. Dracu m-a pus și nu m-am putut abține și am zis, soacră, mamă, soacră dragă, îți închise acum. După 15 mai poți să te duci și să nu mai... Și va, 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 va. Weekendul ăsta spă chipsuri. Spă chipsuri. Ea nu, bineînțeles, așa de nervios, zic că ea nu vrea să meargă la cimitir. Nu, cine... Ce om normal dorește asta. Ea trebuie să ajungă la lenche, la pedicură. Că de 2 luni de când stăm tot în casă, am cam călcat-o pe bătături. Gata. Gata. Nici eu nu vă mai calc pe bătături. Mă retrag vineri azi. Ne mai auzim luni. Dar eu o să postez și mâine, și poimâine. Aici pe Facebook, aici pe YouTube. Mulțumesc. Deja și pe YouTube ne adunăm. Ne adunăm... Facem un grup de strategie. Suntem aproape câți parlamentari pe YouTube și vă sfătuiesc să dați subscribe, că nici mâna nu vă doare și nici internetul nu moare. Așadar, ce puteți face în weekend, dacă tot nu ne mai vedem? Să faceți un playlist cu videourile mele de pe YouTube. Adică puneți acolo butonul albastru și să le tot ascultați. Cum? Sunteți prin casă, faceți un pic de curățenie, faceți mâncare... Țighi, țighi, lugu, lugu, vă giugiuliți și în surdină l-au zis pe Bendea. Bendea FM, să fiu așa pe post de radio. Eu sunt ca apa sfințită, nu strică și nici n-ajută, da? În surdină, decât să auzi știrile astea de rahat, mai bine l-auzi pe Bendea în surdină, din playlistul de YouTube. Bendea FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bendea FM, cum ar suna? Bendea FM, cel mai tare din sistem. Bendea FM, cea mai bună glumă de ieri până azi. Bendea FM. Gluma este noua știre. Și acum toți. Radio Gaga, Radio Bendea, Radio Gugu, Radio Bendea, Radio... Pe aceste acorduri ale nemuritorului Freddie Mercury, cum ar zice prietenii lui Cataramă din Ialomița, încheie acest video, încheiem această săptămână împreună. Mă, să știți că e mare lucru, să știți că e mare lucru că ne întâlnim, că ne vedem, că ne salutăm, că ne scriem, că ne vorbim, că în lumea asta greu mai găsești pe cineva cu care să stai de vorbă și de la care să ai ce afla. Weekend plăcut și nu uitați de mâine comutați pe Bendea FM.